concepția clasică, general acceptată, însă incompletă, este că dacă știi ce să mănânci și schimbi stilul alimentar, vei slăbi. De aceea, pentru majoritatea oamenilor, a slăbi este o muncă de Sisif. Pentru a-ți garanta obținerea greutății dorite, este nevoie să parcurgi următorii pași. Numărul 1. Reușita slăbirii pornește de la relația cu tine. Deci primul pas este să te consideri o prioritate, așa cum sunt pentru tine ceilalți membri ai familiei tale. Doar așa ajungi la punctul 2, care spune că ai nevoie să te gândești în avans, astfel încât să te organizezi să-ți cumperi alimentele care te ajută. Numărul 3. Să te organizezi pentru a-ți oferi alimente care ți aduc sațietate și un gust încântător. Dacă nu ai acces la alimentele care îți plac, ești viitoarea victimă a unei alte diete eșuate. Și numărul 4. Să fii prezent atunci când ai lângă tine alimente care nu te ajută și în fața tentației să te întrebi: cum mă ajută să mănânc acest aliment? Astfel vei putea face alegeri care te avantajează. Dacă vei omite să ții cont de acești pași, te vei păstra în hamster wheel și vei zice ceea ce îmi spunea o clientă: teoria o știu, dar tot nu poți slăbi. Și da, tu poți.